Bună ziua, dragi prieteni, astăzi sunt acasă la mine și astăzi o să facem un videoclip foarte, foarte special. Facem videoclip doar la porumbei. Deci doar la porumbei. Fac ce le dau de mâncare, apă, ce le pun vitamine în apă și tot așa. O să fie un videoclip nici prea lung, nici prea scurt și aici împreună cu mine este Mechetuc Sara, are și ea un canal de YouTube. Tome Chetiuc Sara o cheamă și o să facem videoclip la porumbei și revenim imediat. Bun, deci am revenit, a plecat și Sara și sora mea Maria, pentru că trebuia să meargă undeva. Aici am mâncarea de iepuri, că țin împreună, aici am o cușcă așa mică, aici mâncarea, amestec cu toate și le-am pus și niște, uitați așa, este mălai, floarea soarelui, grâu, mazăre, este testul acela galben, este și niște calciu le-am pus, bine, două linguri de calciu, că nu este multe mâncare. Am puțin, am avut o glată plină. Cam asta este mâncarea. Mână porumbelor le place, numai că orzul îl lasă, nu le prea place. Dar de foame au și mâncat. Aici albastru de metil. Aici albastru de metil, am întrerupt un pic. 100 ml. Am luat niște albastru de metil și le-am pus în apă. Aici mai am două cuibare micuțe. Aici am coaja de ou de la pui de porumbei, care știți bine, am postat ieri un videoclip. Am postat amintire. Cuibarele o să le pun, că ne-am cumpărat niște cuibare și le-am picat de pe cuiburi. Și s-a spart. Pica direct acolo în apă. Mi-am făcut și niște așezători. Stai că o să intru înăuntru. Scuză, face gălăgia care face, dar este mâșoarele mele și cu Sara, care a fost aici mai înainte. Aici e apa pentru scăldat. E murdară cum se scaldă ei. Am o adăpătoare nouă care l-am cumpărat, adică mi-a dat un prieten. Aici gritul, este și amuzat, dar le place să mănânce. Aici le pun mâncare, am făcut eu o trocuță improvizată. Așezătorile tot improvizate, stau porumbei pe ele, aici un raft. Acolo sus încă un raft, vezi, acesta este melat și stă pe el, dar acesta este mai mic și a picat aici direct în apă și s-a spart, din păcate. Aici avem masculul de voiajor pe alb, nu are inele, are doar capse. Aici puișorii. Foarte bine hrăniți, au o zi. Și a doilea aici. Acesta este mai mare. Un șei de ei. Înainte au mâncat, adică dimineață când am mers la școală, au mâncat și revenim imediat. Bun. Aici avem voiajorii albi perechea. Hei, duceți-vă la puii voștri. Aceasta este femeia, acesta masculul, acolo femeia de jucător și aici masculul de jucător. Stau pe ouă, o dau ouă. Încă mă le verific să văd dacă nu au ciocnit, dar nu cred. Tot acesta este masculul. A zburat, este sperios și femeia la fel. Două ouă, ce bune.
Pastile. Uitați, a crepat. A ciocnit. Wow! Și acesta a ciocnit. Îl simt în mână. Uitați, l-am ajutat un pic să iasă. Cu el este nou. Acesta este ciocnit acolo, nu știu dacă se vede. Uitați că se vede. Acesta, pe mine dimineața, o să fie puiuț. Deci, revenim. Bun, ați văzut, am văzut și eu o surpriză. Nu pot, sunt foarte încântat, nu mai pot de fericire. Am deja doi pui. Și cred că o să mai am doi pui, uitați cum se bat. Nu mai vă bateți, mă duceți-vă la puii voștri. Sau la ouăle voastre. Am vrut să fac un videoclip doar la porumbei. Dar o să mă fac acum la toate animalele. Sau nu mai gândesc să văd. Scuzați geologia. Deci ați văzut. Am ou ciocnit acolo la jucători și pui de o zi la voiajori albi. Și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați un subscribe, un like. Și ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!